Providos. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Minciuna lui Don Carlito. Mâine seară, mare bal de Sfântul Valentin. Sunteți invitați cu toții să vă înscrieți la primărie. Domnul Rudolf vă așteaptă. Veniți cu toții. Brațelii la vioară e de neprețuit, dar... Ia să vedem. Mâine seară, mare bal de Sfântul Valentin. Katia, pot să-ți pun o întrebare? Domnul Rudolf vă așteaptă. Veniți cu toții. Katia, pot să-ți pun o întrebare? Vrei să vii cu mine la bal? Vom vedea, Baltazar. Deocamdată am o întâlnire. Da. Femeie nu prea complicată, caută bărbat splendid, superb, sublim. Mel, biscot, Leo Carpaccio. Nu voi fi niciodată seducător ca ei. Seducător? Vei fi chiar mai mult decât ai fi sperat vreodată. Don Carlito mio! Ei, Carlo, ești cam de mult acolo. Nu vii cu noi la cârciumă? Nu! Și nu vreau să vă văd pe acolo ca pe niște lipitori! Katia! Vrei să fii partenera mea la balul de mâine? Încă nu știu, Bob. Îți voi spune mai târziu. Mai bine dăm încă o limonadă. Ei, și noi vrem să vii cu noi. Știi că prefer să dansez cu tine decât cu... Domnișoara Clarice! Domnișoara îl așteaptă pe făt frumos ca să se decidă. Hei, fraților! Nu ați vrea să vă transform în făt frumos? Bine, trebuie să merg la magazin. Haide să o ștergem. Nu vreau să zică despre noi că suntem niște marionete. Sper că nu vă deranjez. Nu e momentul potrivit. Ce doriți? E Brad Pelly, nu? O adevărată minune. Ce dexteritate, un picolo al corzilor. Vă place? Mai am și alte versiuni, ceva mai recente, dacă doriți. Sau poate doriți... Da, sunteți foarte bella și vă invit la bal mâine seară. Nu, ia auzi, ce tot îndrugați acolo? Doar adevărul. Și apoi sunteți un adevărat psiholog. Sunteți perfectissima. Deci, acceptați. Dar nici nu vă cunosc. Și apoi am și alte propuneri. Cu cine? Cu cine? Eu sunt Don Carlito. Vă rog, dați-mi un răspuns repede. Trebuie să merg să o văd pe mama. E în vârstă și mă așteaptă. Bine, sunt de acord pentru un dans. Și acum plecați. Da, sigur, nu veți regreta. Sunt un cavaler formidabil. Și acum, la farmacia Bouchon, la domnișoara Claudel. E închis. Dar ușa era deschisă. Ce magazin frumos! Când eram copil îmi plăceau siropurile, pilulele, ca și ție. Voi dansa cu tine toată seara la balul de Sfântul Valentin, așa că să iei multe vitamine. Ciao, Bella.
Ce aromă! Un deliciu pentru papilele oricui! Ce-i cu vorbăria asta? Arta culinară e una din multele tale calități. Băi... Nu-i așa? Da. Ei, fără falsă modestie, te rog, ești o ființă foarte dinamică. Știi să și dansezi? Vrei să valsăm mâine împreună? Ce de trandafiri, ce culori, ce parfum, e magnific. Ce vorbesc eu, tu ești cea mai frumoasă dintre flori. Vreau să te admire toată lumea cu mine la balul de Sfântul Valentin. Don Carlito, ești într-adevăr irezistibil. Sunteți invitați cu toții să vă înscrieți la primărie. Încă nu s-a înscris nimeni. Și când mă gândesc că am investit o sumă uriașă și toate astea... Am venit să mă înscriu la bal. Și eu? Dă-mi voie și eu! Mai întâi ce-i în doamnelor, nu vă închisuiți. Fiecare să-mi spună cu cine vrea să danseze. Don Carlito! Cine este acest domn Carl? Ai nevoie de mine, șeful? Nu știu un anume... Don Carlito. E partenerul meu la bal. E partenerul meu. Eu și Don Carlito suntem inseparabili. Don Carlito va dansa numai cu mine. Dar, Didin, eu sunt cavalerul tău. Mie mi se pare tare ciudată adrenalinul, șeful. Găsește-l îndată pe Don Carlito. Da, bine, șeful. Lui Rudolf nu-i face nimeni concurență. Oscar trebuie să aibă o idee. Și totuși n-aș vrea să se amestece în treburile mele. Dar cred că e mai priceput decât Baltazar. Înscrieți-vă la marele bal de Sfântul Valentin. E Mel Biscott în persoană, sunt sigur. Crezi că e Leo Carpaccio? Să cerem un autograf și vom afla repede după el. Rare ori l-am văzut pe Rudolf atât de bulversat. Iată-le, e drept? E un bărbat? Doamnelor, am auzit că ați cunoscut un bărbat foarte simpatic, Don Carlito, parcă. Un bărbat minunat. Un nastru al frumuseții. Un gentleman perfect. Excepțional și atent. Da, dar ce vă atrage atât de mult la un simplu străin? Ai ceva de spus împotriva lui Don Carlito? Absolut nu. Atunci e bine. Nu știu ce au pățit, dar am nevoie de ajutor. În ce m-am amestecat oare? Cu asta o voi da gata pe Katia. Nu va mai putea refuza să fie partenera mea. Alo? Marten, ce faci? Eu? Nimic deosebit. Ești singur? Credeam că ești cu Katia. Katia nu a venit și a găsit un făt frumos. Zău? Pe cine? Un anume Don Carlito e complet zăpăcită de individul acesta. Niciodată n-a fost atât de distantă față de mine. Aș zice mai degrabă că ești gelos. Nu, serios, Marten, Katia părea să fie vrăjită. Și apoi l-am văzut pe Claudette, Adrenalin și Clarice în aceeași stare. Mă întreb dacă nu cumva acest Don Carlito are vreo legătură cu secretul din Providence. Bați câmpii, Oscar! Balul e momentul ideal de a face cunoștințe noi! Iar Don Carlito acesta pur și simplu ți-a luat-o înainte! Nu e ca și mine! Domnul Rudolf vă invită să veniți cu toții la marele bal de Sfântul Valentin! Veniți cu toții! Veniți! Grăbește-te, Biju! Neacordare de prioritate, asta vă va costa mult! Din cauza ăstuia am pierdut ocazia să-i cerem un autograf. E Mel Biscott. Ba nu, e mai degrabă, e Leo Carpaccio.
Melissa, unde te duci? Vorbeau de domn Carlito ca și cum ar fi cel mai frumos bărbat din oraș. Trebuie să faci ceva! S-a întâmplat ceva, Jimmy? Melissa m-a părăsit și a dat fuga după un individ pe care nu-l cunosc. Parcă era atras de un magnet. Cum arăta individul? Avea un aer de vedetă, mă rog, e greu de descris. Înseamnă că vrăjește toate femeile din Providence. Da, dacă nu cumva e un cântăreț invitat de Rudolf la bal. Nici vorbă, Martin, atunci de ce mi-ar fi cerut Rudolf să-l găsesc? Nu-ți face griji, Jimmy, Melissa va înțelege curând că tu ești adevăratul ei prieten. Nu te agita prea mult. Nu trebuie decât să le întrebăm pe fete despre Don Carlito. Nu te sfătuiesc să le sâcâi, căci nu se știe ce se va întâmpla. Deci? Ia uite, e un Picasso, nu? Crezi că poate? Avem multe în comun, amândoi iubim lucrurile frumoase. Deja pleci? Da, dar mă voi întoarce, vom vorbi iar de pictură și de muzică. De acord. Prietenii tăi sunt cam plictisitori, nu? Ei nu-ți împărtășesc aceste gusturi rafinate, nu? Suntem noi! E închis, e prea târziu. Katia, te rog, vreau să te întreb. Nu, nu am timp pentru tine. Îți mai spun o dată. Scornelie acela cu așa zisul secret din Providence, mă cam obosesc. A luat o raznă de tot. Și apoi ce e cu figura asta deprimată și parcă adormită? Mă neliniștește acest domn Carlito. Trebuie să fii un magician foarte bun ca să vrăjești o fată inteligentă ca și Katia. Un magician? Înseamnă că e fermecată. Cu siguranță asta e. Katia nu e genul de fată care se lasă influențată atât de ușor. Eu voi dansa cu domn Carlito și pentru asta voi utiliza toată priceperea mea, așa cum bine a înțeles. Bun, să zicem că domn Carlito nu e magician, ci hipnotizator. Adrenalin m-a agresat, mi-a aruncat mănușa în figură. Imposibil, am fi văzut. Nătărăilor, neșopliților, nu sunteți deloc. Atenție, hai să aluneci. Nu are aspirină, mă duc la farmacie. Repede, Claudette, e o urgență, e pentru domnișoara Clarice. Noaptea, tariful e dublu. Asta e tot ce am. Am să-ți aduc restul mâine. Deci, acum vii la mine să-mi spui tot felul de povești? Ce v-a apucat? Katia, Claudette? Să-ți vezi de treaba ta! Gata, ajunge! Vă faceți de râs, zău! Nu mi lipsește decât mașina și piscina, dar cu farmecul meu nu vor rezista mult fetele astea. Le voi lua absolut totul. Să mergem la bal. Ai dreptate. O vedetă camel sau leu e clar că a fost invitată. Le vom vedea și le vom lua autografe. Să vezi ce invidios va fi Carlo pe noi. Să se învețe minte, să nu mai plece fără să ne anunțe. Am patrulat în tot orașul și nu am dat peste acest domn Carlito. Cred că îl voi găsi diseară la bal. Ba, nici vorbă, pentru că voi anula balul. Nu vreau să mă fac de râs în public din cauza unuia ca el. Ba, dimpotrivă, Rudolf, e ocazia perfectă pentru a ne confrunta cu seducătorul acesta. Va trebui să dea explicații pentru problemele cauzate prietenelor noastre. Cred că pentru a le vrăji le-a dat ceva de băut, poate o licoare a dragostei. Surprizele nu s-au terminat încă, Oscar. La revedere! E un poem de la Don Carlito. Ochii tăi strălucesc asemeni lunii de pe cer.
Inima mea bate numai pentru tine. Trebuie însă să fiu sigur de dragostea ta. De exemplu, ești de acord să-mi dai mie magazinul tău? Dar e absurd! Bine, acum știu, iubești pe altcineva. Nu, stai! Sunt de acord, ești asociatul meu. Bine. Nu mă interesează, e pentru Don Carlito. El mă adoră, vrea să locuiască cu mine. Sigur că m-a acceptat, ba chiar i-am încredințat casa. Nătărăul acesta va mai auzi de mine. Mulțumesc. Un moment, trebuie să-ți spun un secret. Te-am inclus în testamentul meu. Pot să te ajut? Știi, Katia, eu și Marten am vrut mereu să mergem la bal cu tine. Ai un succes enorm. Dar nu vrei să cedezi magazinul acestui? Acestui? Văd că ignor tot ce a făcut. Atențiile lui pentru mine, interesul său pentru ceea ce-mi place. E un adevărat artist. Dar, Katia, el face toate astea pentru bani. Te va da afară din propriul tău magazin. Nu vei mai avea nimic. Te va jegmăni. E total sub dominația acestui așa zis artist. E timpul să-l punem la respect. Cu toții am văzut comportamentul de neacceptat al femeilor din Providence. Și toate acestea din cauza unui bufon. Nu se poate să stăm cu mâinile în sân și să lăsăm să ne ia prietenele. Spun că trebuie să-l vânăm pe acest individ care ne vrăjește prietenele. Sigur, uite-te la el, are dreptate, are dreptate, sigur. E neplăcut ca tradiția să cadă pradă unui agitator și unui tip calculat. Foarte corect. Cu toate acestea îmi vine în gând povestea lui Don Juanito. Unul din cei mai mari seducători din întreaga literatură, din muzică și din viața de pretutindeni. Și Don Juanito a îmbătrânit. Aceasta a fost marea sa dezamăgire. A pus să se acopere toate oglinzile ca să nu se vadă. Ce voiam să spun cu asta? Vino cu mine, știu cum putem să-l oprim pe Don Carlito. Atunci acest Don Juanito... Iată contractul, domnule proprietar! Pentru o tentă verde luați clorofilă. Se găsește la farmacie. Hei! Nu e rău, a? Nu, băieți? Ei, ce părere aveți? Eu am treabă. La revedere! E aproape gata! Sună! Alo? Bună, Katia, sunt eu, Don Carlito. Don Carlito? Ești cunoscut? Ți-ai pierdut accentul italian? Vorbește cu accent italian! Știi, am un guturai ușor. Mă duc la muzeu acum. Vrei să vii cu mine, dragă? Poate. Nu știu. Sunt cam ocupată. Cred că va refuza. Spune-i că au adus un tablou nou. Au adus un tablou nou. Sunt sigur că o să-ți placă. Cum? Un tablou nou? Nu se aude prea bine. Alo? Să vedem dacă va veni. Și acum între noi doi, Don Carlito. Chiar așa! Sper să nu fiu recunoscut. Bună ziua! Dă-mi voie să mă prezint. Sunt Don Carlito. Am impresia că ești cam singur în acest oraș mare. Vrei să fiu ghidul tău? Da, sunt Jean Latai, noua angajată a muzeului. Trebuie să semnez niște hârtii. Vin imediat. Thank you.
ce bine vor arăta toate acestea în viitoarea mea locuință. Vai! Oh. Sunt splendid, superb, sublim! Sunt urât, sunt monstruos, s-a terminat, nu mă vor mai dori, vor lua înapoi tot ce le-am sustras eu cu frumusețea mea. Carlo, tu erai? Dar atunci, domn Carlito nu există? Ei bine? Dacă domn Carlito a plecat la mama sa bolnavă, voi valsa cu micul meu Rudolf. Pe unde o fi umblând? Nu vreau să mă prind de colo-colo. Și pantofii ăștia mă strâng. Muzica! Artiștii ăștia se atrag întotdeauna. Carlo dansează cu Katia. În sfârșit și-a găsit un făt frumos. Da, bine, dar spune-mi, șeful, eu cu cine să dansez? Ce părere ai de ființa aceea minunată pe care am văzut-o în fața primăriei? Încă un mister clarificat, Oscar, dar ne vom revedea foarte curând. Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Ana Maria Vlad, Richard Balint, Iona Burdan, Andrian Locovei, Ileana Iurciuc, Sebastian Lucu, Alexandru Rusu, Ion Ruscuț, Mirela Corbeanu, Rodica Suplecanu. Traducerea și adaptarea, Marcel Negrân. Regia, Ileana Iurciuc și Iona Burdan. Dublajul a fost realizat, Ruzon Studio, Radio.